Bună ziua! Am revenit cu noi detalii privind modul în care decurge procesul de votare. Precizez că de la începutul procesului de votare și până la această oră nu s-au produs evenimente de o gravitate deosebită în planul ordinii publice. La nivelul structurilor Ministerului Afacerilor Interne s-au primit 318 sesizări referitoare la posibile contravenții sau infracțiuni care au legătură cu procesul de vot, dar 119 nu s-au confirmat în urma primelor verificări. Cu privire la alte 111 sesizări, se efectuează în continuare cercetări. Până la această oră au fost aplicate 54 de sancțiuni contravenționale, fiind aplicate 20 de avertismente scrise și 34 de amenzi în valoare de 38.000 de lei. Cele mai frecvente fapte contravenționale sesizate au fost de continuarea propagandei electorale, sfătuirea alegătorilor cu cine să voteze, fotografierea sau filmarea buletinului de vot. În plus, se efectuează cercetări cu privire la 37 de infracțiuni, precum coruperea alegătorilor sau fraudă la vot. O să prezint acum și câteva exemple. Ca urmare a cercetărilor efectuate astăzi de către polițiștii din Măgurele, județul Ilfov, s-a dispus măsura reținerii față de un bărbat care a oferit 200 de lei altor două persoane pentru a vota un anumit candidat. În urma unei altercații produse între doi candidați din fața unei secții de votare din Moldova Nouă, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru loviri și alte violențe. La o secție din orașul Târgu Secuiesc, un candidat a refuzat să poarte masca de protecție în secția de votare în timp ce își exercita dreptul la vot. A fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.800 de lei. Polițiștii constanțeni au fost sesizați cu privire la faptul că dintr-o secție de votare lipsește o ștampilă de vot. În urma verificărilor s-a stabilit faptul că un bărbat și-a exercitat dreptul la vot, iar apoi ar fi părăsit secția de votare având ștampila asupra sa. În cauză a fost întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt. Poliția municipiului Sebeș s-a sesizat din oficiu cu privire la faptul că la o secție de votare, urna mobilă a fost transportată fără a fi asigurată pază din partea structurilor MAI. Se fac verificări sub aspectul comiterii infracțiunii de nerespectare a regimului urnei de vot. În localitatea Novodar din Constanța, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că la o secție de votare o persoană ar fi primit 5 buletine de vot în loc de 4. În urma cercetărilor s-a stabilit faptul că cele sesizate se confirmă, persoana în cauză aplicând și ștampila de vot pe buletinul primit în plus. Acesta a fost însă anulat, iar restul de 4 buletine au fost introduse în urnele de vot. În cauză a fost întocmit un dosar penal de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fraudă la vot. Un caz similar și în Ciocârlia. Polițiștii au fost sesizați după ce membrii comisiei au constatat că un bărbat a introdus în urne două buletine de vot și mai avea totuși asupra sa alte trei. A fost întocmit dosar de cercetare penală pentru fraudă la vot. În Tuzla, o femeie a îndemnat două persoane să voteze un anumit candidat la primărie. Persoana respectivă a fost identificată și sancționată contravențional cu amendă în valoare de 1.400 de lei. În București, prin apel la 112, a fost sesizat faptul că pe două panouri video amplasate în sectorul 5 ar rula clipuri cu un conținut electoral. În urma verificărilor, a fost identificat administratorul direcției ce gestionează panourile video respective și s-a aplicat o sancțiune contravențională în valoare de 1.000 de lei. La o secție de vot din sectorul 3 a fost sesizat faptul că un delegat al unui partid ar fi dat unui alegător un buletin de vot preștampilat. În urma verificărilor s-a constatat că cele sesizate nu se confirmă. Într-o localitate din Arad, o femeie, cetățean moldovean, și-a exercitat dreptul de vot la o secție de votare din Nădlac, fără a avea însă acest drept. Polițiștii s-au sesizat din oficiu pentru săvârșirea infracțiunii de fraudă la vot. La o secție de votare din localitatea Măgurele, din județul Ilfov, membrii secției au înmânat unui număr neprecizat de persoane mai multe buletine de vot decât este prevăzut de lege. În cauză s-a întocmit dosar pentru fraudă la vot. Într-o localitate din Mureș a fost primită o sesizare cu privire la faptul că o persoană s-a filmat în cabina de vot în timp ce își exprima opțiunea de votare, apoi a postat-o pe rețea de socializare. Se efectuează verificări în vederea identificării persoanei respective. Într-o altă localitate, tot din județul Mureș, în fața secției de votare s-au adunat aproximativ 50 de persoane care protestau la adresa primarului în funcție. La fața locului s-au deplasat echipaje de poliție și efectuează verificările necesare.
Polițiștii din Hoghiz, județul Brașov, au fost sesizați cu privire la faptul că administratorul unei societăți comerciale dintr-o altă localitate ar fi oprit mai multe cărți de identitate ca garanție pentru cumpărăturile făcute de anumiți clienți. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de împiedicare a exercitării drepturilor electorale. Președintele unei secții de votare din Caracal a fost informat cu privire la faptul că la aproximativ 50 de metri de secția de votare, în curtea unui cetățean, se află un panou pe care sunt încă afișe electorale. Panoul a fost îndepărtat, iar persoana respectivă a fost sancționată contravențional. În județul Cluj, polițiști efectuează verificări cu privire la posibile fapte de mită electorală săvârșite în preajma unor secții de votare din localitățile Mera și Suceagău. În ceea ce privește aglomerările care se înregistrează la intrarea în localurile de vot, unde funcționează mai multe secții de votare, în scopul fluidizării, efectivele MAI au luat măsuri pentru organizarea unor culoare separate de acces pentru fiecare secție de votare. Precizez de asemenea că în ceea ce privește persoanele aflate în centrele de reținere și arest preventiv ale unităților de poliție, Inspectoratul General al Poliției Române a asigurat măsurile necesare pentru a permite exercitarea dreptului la vot de către cei care îndeplinesc condițiile legale și care și-au exprimat intenția de a vota în termen legal. Până la ora 14 au votat 131 de persoane reținute sau arestate. Mai menționez că în capitală și în 18 județe au fost înregistrate și 25 de cazuri medicale, în majoritatea cazurilor fiind vorba de lipotimii, stări de amețeală sau traumatisme suferite în cădere în urma leșinului. Pentru 5 persoane a fost nevoie de transport la spital, restul primind primul ajutor la fața locului de la echipajele SMURT. Vom reveni la ora 18 cu noi informații despre modul în care își îndeplinesc efectivele MAI atribuțiile privind procesul de votare. Vă mulțumesc!